Haideți să-l aplaudăm pe Bogdanul, ciobănașul nostru! Da? Bogdane, ai ceva de spus? Bună seara! Vă iubește ciobănașul și mulțumesc frumos că sunteți așa în număr atât de mare și mă iubiți. Felicitări adversarului! Și după o pauză lungă de un an de zile am revenit în ring și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos și pot să continui în continuare. Am și eu de făcut o provocare. Eu vreau să-l provoc pe Tolea, pe Tolea Ciumag, să fac un meci cu el, cel mai bun să câștige. Tolea! O propunere interesantă a lui Năstase. El a venit aici. Vine ursul. Urcă ursul. Știu că e mai mare ca mine și nu am șanse, dar vreau să... Lasă tu ea. Îi dau niște par la schinare, dacă nu-i... Cu bățul! Tolea! Ești parul meu. Bă, eu în ultimul timp m-am bătut numai cu oameni mari, puternici. Și voi acum am aduceți piticanea asta de la voi. Aduceți-mi o singură mănușă și ștomberonul. Olea, te bat și eu ca pe eu în schinare ca pe un... Ca pe un Când ne batem? Azi poți? Acum poți? Dați mănuși, o mănuși, mi dați-mi o mănuși. Fixați data. Dragilor, se pare că avem un meci între Bogdan Năstase și Tolea Ciumag. Haideți să facem un face-off frumos, față-înfață. Face-off, stăm așa, față-înfață. La o parte, să stați... Să vă iubiți în modul vostru. Gata, l-am văzut. Dragilor, avem un meci. Gata, fără par, Bogdane, fără par, da? Mulțumim frumos, urmează următorul meci excepțional. Un meci între Bogdan Năstase și Tolea Ciumag. Haideți să faceți și o poză. Haideți.